Bărbatul pe care jandarmii îl pune la pământ este unul din liderii mișcării de protest de la Constanța. Când a fost întrebat de buletin, tocmai mobiliza manifestanții cu o portavoce. A început să țipe și câțiva protestatari au venit în fugă. Jandarmeria abuzează! Băi, dați-ne, nu puneți mâna pe mine! Nu, de ce abuz? De ce ne-ați împins? De ce ne-ați împins? Au venit după mine să mă legitimeze. Scoți buletinul acum să te legitimăm. Nu am buletinul, am scos telefonul ca să fac live. M-au luat cu mâinile la spate și m-au dus la ei înăuntru. Cei aproximativ 100 de manifestanți care s-au strâns în fața prefecturii au cerut explicații jandarmilor. Forțele de ordine au încercat să-i calmeze. E o măsură legală de conducere la autospecial la jandarmerie pentru a-i stabili identitate. Nu se întâmplă nimic, se stabilește identitatea, se stabilește. Și dați voie, da, exact, s-a vehiculat aici, s-a manipulat, că le-a, îl arestează, îl duce. Nu avem atribuții. Din punctul nostru de vedere, nu a fost o măsură excesivă, sunt măsuri preventive și tot timpul încercăm să explicăm oamenilor că suntem aici în interesul lor, suntem aici pentru siguranța lor. Siguranța lor este prioritatea noastră. Prioritatea noastră este ca toți participanții la manifestări publice să ajungă în siguranță acasă. După 10 minute, bărbatul a fost eliberat, iar spiritele încinse s-au calmat. Manifestanții s-au pregătit de marș, așa cum fac de 3 zile. Nu am nimic cu jandarmeria, m-au încătușat, n-au apucat să mă încătușeze, dar m-au luat cu mâinile la spate. Chiar nu era cazul, pentru că n-am opus rezistență. În cele din urmă, coloana a plecat cu zgomot pe bulevardul Ferdinand spre gara CFR. Oamenii au participat la protest în capitală, dar și în orașele mari ale țării. Aaaa!